Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Vrem să devenim un fel de catalizator. Vrem să propunem soluții, să ajutăm autoritatea publică locală să le implementeze. Nu vrem să fim un fel de jandarmerie care vine doar și constată și amendează. Sunt probleme și la societățile de salubritate, sunt probleme și la unele unități din subordinea primăriilor, sunt probleme și la agenții economici, dar nu e suficient ca Ministerul Mediului să stea în expectativă și să se uite doar la control, să amendeze și să spună faceți ce vreți, noi nu vă ajutăm, este treaba voastră. Nu, noi vrem să fim parteneri cu autoritatea locală, vrem să oferim finanțare, pentru că foarte multe programe, începând de la schimbarea mijloacelor de transport în comun, până la unele relocări de activități, până la pistele de biciclete sau stații de încărcare mașini electrice, ele pot fi făcute de autoritatea publică locală prin finanțarea oferită de Ministerul Mediului. De aceea trebuie să avem un parteneriat și trebuie să lucrăm împreună. Să nu mai ia directorul de la nu știu ce întreprindere de stat, care oricum are 20.000 de lei salariu, ci să ia cei care nu-și permit concedii. Da? Adică să ne ducem undeva într-o zonă socială cu cei care au salarii mici și să nu mai fie valabile în full season, nici la munte, nici la mare, ci să fie valabile în sezonul, în extra sezon. Da? Nu știu, stabilim 4-5 luni pe an, vă dau un exemplu, hai să ne gândim. Nu știu, domnule, ele să fie valabile atunci când și fluxul turistic este jos, da? Adică ce luni ar fi? 15 octombrie... 1 decembrie. Ok? Fie în delta, fie pe litoral, fie la munte. Da? Și o să fie și valabile, de exemplu, între, să zicem, 1 aprilie și 15 mai. Ok? Și atunci împușcăm mulți iepuri dintr-o dată. Odată reducem, ca să zic așa, presupusul cost, deși noi spunem că este mai degrabă investiție decât cost. Îl reducem, îl dăm celor care cu adevărat au nevoie și nu și-ar permite altfel deloc și umplem extra sezonul, adică exact locul de care are nevoie turismul românesc pentru a menține locurile de muncă nu 4 luni pe an, ci 7 luni pe an sau 8 luni pe an. În felul ăsta toată lumea are de câștigat. Banii se întorc în întregime la statul român. Criza sanitară, lockdown-ul, e adevărat că ne-au obligat să luăm niște măsuri pe termen scurt. Dar vedeți, în același timp ne-a arătat că unele lucruri puteau fi făcute de 10 ani sau hai să spun de 5 ani. Și le-am făcut acum reactiv. Eu cred că asta e lecția cea mai importantă. Faptul că putem face unele lucruri și da, am toată considerația pentru Autoritatea pentru Digitalizarea României care s-a implicat în procesul ăsta. Democrația nu se suspendă nici în pandemie, libertatea de exprimare nu poate fi îngrădită nici în condițiile în care suntem la un an de la începutul acestei pandemii, dar aici apare nuanța. Respectarea legii și recursul la violență, respectarea legii este obligatorie, iar recursul la violență este de netolerat. Investițiile sunt prioritare. Bineînțeles, în continuare avem cheltuielile pentru sănătate, pe care trebuie să le facem în contextul acestei pandemii, dar este momentul să începem să facem și reformă. Sunt 30 de ani în care lucrurile au fost amânate. Nu prea s-a făcut nimic. De fapt, după 2007, după aderarea României la Uniunea Europeană, au fost făcuți pași înapoi în ceea ce privește convergența economiei către Uniunea Europeană. Cel mai rău lucru pentru economie s-a întâmplat în perioada 2017-2019, când și-au culminat cu ordonanța 114, care ne-a dus cu 100 ani în urmă într-o dictatură ciudată asupra economiei și atunci noi am început anul trecut să relaxăm aceste condiții, dar e nevoie de reformă. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.